Un bărbat de 34 de ani a ajuns în comă după ce o mașină a dat peste el. Șoferul care a tamponat pietonul ar fi părăsit locul accidentului. Totul s-a întâmplat în data de 17 aprilie, puțin după ora 22, pe strada Alecu Ruso din Chișinău. Potrivit polițiștilor, victima traversa neregulamentar strada în afara trecerii pentru pietoni. La un moment dat, șoferul unei mașini nu l-ar fi observat și l-ar fi lovit în plin. Impactul a fost atât de puternic încât pietonul a rămas nemișcat la pământ. Șoferul mașinii, cel mai probabil în stare de șoc, ar fi părăsit locul accidentului. Mai mulți trecători care au văzut cum s-a întâmplat totul au chemat ambulanța. Victima a fost internată în stare extrem de gravă în secție de reanimare a spitalului de urgență. La scurt timp după accident, forțele de ordine au dat de urmele șoferului fugar. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele lui a fost pornită o cauză penală. Șoferul va fi pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victimă.